Au început pregătirile pentru Bobotaza de la Constanța. Slujba va avea loc în portul Tomis. Arhiepiscopia pregătește 150.000 de sticle cu aghiasmă pentru credincioși, iar la slujba de sfințire a apei sunt așteptați 20.000 de noriași. Autoritățile nu au anunțat încă dacă vor fi impuse restricții în contextul pandemiei. Potrivit tradiției, procesiunea se va desfășura și în acest an pe 6 ianuarie, pe traseul binecunoscut din fața catedralei și până în portul Tomis. Traseul va fi deschis de care trase de boi și măgari, iar înalt preasfințitul Teodosie va sfinți oamenii din caleașcă. Pe traseu enoriașii vor avea parte de cântări și momente de rugăciune specifice sărbătorii de Bobotează. Am început acum 20 de ani la Bobotează din anul 2002, acolo am început în portul Tomis și iată și anul acesta vom fi acolo. Este o bobotează cu temperaturi mai ridicate, așa a fost voia lui Dumnezeu. Dar important este să fie ridicate temperaturile în sufletul nostru, să ardem de credință, de dragostea de Dumnezeu, să răspândim în jurul nostru căldură, armonie. Între timp, zeci de voluntari lucrează de zor pentru umplerea sticlelor cu apă sfințită. Vorbim despre numai puțin de 150.000 de sticle cu aghiazmă ce vor fi împărțite cu ajutorul jandarmeriei. Arhiepiscopul Tomisului face apel la credincioși să nu se îmbulzească după apa sfințită. De asemenea, întrebat de riscul răspândirii noului coronavirus în cazul aglomerației de Bobotează, înalt preasfințitul Teodosie spune că apa sfințită nu infectează, ci, dimpotrivă, ne protejează împotriva COVID. Reprezentanții Arhiepiscopiei estimează că anul acesta vor participa peste 20.000 de oameni. Deocamdată, autoritățile din Constanța nu au anunțat dacă vor fi impuse anumite restricții sau nu.